Continuăm discuția noastră și vorbeam în pauză cu domnul doctor inginer Mihai Mihăiță despre ritmul pe care îl are în fiecare zi. Nu le-am spus telespectatorilor noștri ce vârstă aveți și probabil că foarte mulți vor fi uimiți că ați depășit deja 90 de ani. Exagerați cu uimirea. Nu, serios. Mai ales că ne-ați povestit că în fiecare dimineață la ora 6 începeți, nu în fiecare dimineață, nu, dar de dar multe cel ori, puțin nu? De 3-4 ori pe săptămână. De 3-4 ori pe săptămână. La bazin, la not. Merge, faceți în not, da? Da. În fiecare dimineață la ce oră? Nu în fiecare dimineață, de 3-4 ori pe săptămână, e aproape fiecare dimineață pentru foarte mulți dintre noi, care nu cred că au majoritatea programul pe care l-aveți dumneavoastră. Păi eu am făcut lucrul acesta, altă dată alergam prin Cismigiu că stau alături de el. Acum mi-e mai greu, notul însă e mai ușor, dar e un sport destul de complet. Și simt nevoia, dacă nu fac, simt nevoia să fac, mă simt altfel. Mă mișc altfel. În septembrie acum câți ani veți împlini? 91 de ani, în 14 septembrie, de ziua Crucii. Mulți înainte, mulțumesc. Să fii sănătos. Și aș vrea să ne spuneți așa cum a fost de când ați început, practic, din copilărie până acum, cum vi s-a părut viața, câte ceva din viața dumneavoastră de familie, cum ați trăit pandemia, pentru că pentru noi toți a fost o provocare, pentru dumneavoastră care ați trecut, cred, prin episoade mult mai grave în umanitate, probabil că n-a fost așa de grav. Sunt copil de țăran, doamne, de țară. Da. Eu sunt mehedințean. Sunt între Strehaia și Turnu Severin, e o comună acolo. După Strehaia. După, da, spre Severin. Și sunt din zona în care se vorbește o limbă română apropiată, cea mai apropiată de limba latină. Limba latină se folosea excesiv perfectul simplu. Și alea se folosește și în Oltenia. Fusei, fură. Da, da, da. De copil am făcut școala primară la bunicii din partea mamei. Pentru că a zis că e mai bun învățătorul care a fost alei și are mână bună. Și ies din mâna lui copii buni. Am făcut 5 clase primare pentru că n-am știut, nu prea știam eu cum e, că trebuie să mă duc după 4 ani la liceu. Și am venit și am avut șansa și am făcut liceul Mihai Viteazu din București. L-am terminat în 1950, am intrat la Institutul de Căi Ferate, nu știam cum e, ce e și am discutat și eu cu un unchi de-al meu care era tot țăran și mi-a zis, du-te-mă la calea ferată, că au permise, uite, toți au acolo și ei, sunt bine, poate și tu ceferist. M-am făcut ceferist. Nu știam. Și după ce am terminat facultatea, aveam șansă să fiu chemat primul la repartizare, dar atunci era o regulă să-i primească pe cei, să-i ia prima dată pe cei căsătoriți și o chestie neoficială pe cei cu pile. Mm-hmm. În sfârșit, am prins un post pe regionala de cale ferată București și după ce am intrat stagiile, am venit aici și m-am spus deja la Buzău și așa mai departe. Ce să vă spun, în general am încercat să leg activitatea și eforturile intelectuale și de cele fizice. Adică am făcut mișcare tot mereu, am încercat și am reușit într-o oarecare măsură să le păstrez pe amândouă. Îmi spuneați că v-ați vaccinat printre primii. Da, m-am vaccinat și mi-am dorit să mă vaccinez de primul și acum dacă vine a treia doză, vaccinare, tot printre primii vreau să mă duc. Mi se pare normal să fie așa, dar sper să trecem și de asta. Să sperăm că o să trecem și de asta. Acum revenim puțin la ce vorbeam înainte de pauza de publicitate. Vreau să-mi povestiți puțin despre clădirile pe care îmi povesteați că sunt pe Bulevardul Dacia, în Piața Victoriei. Vreau să vă spun că pe Calea Victoriei, din bani proprii și s-au strâns de la diferite întreprinderi, s-a făcut Palatul
Societății Politehnica de pe Calea Victoriei, de proiectat de Petre Antonescu, cum ne-a spus, unde se regăsesc oglinzi din Veneția, candelabre Murano, unde se regăsesc pe mobilier piele de Cordoba și unde este singurul loc unde se găsește și mobilierul proiectat de Petre Antonescu. Cea de-a doua clădire, i-au vrut, nu s-au înțeles până la urmă, cu cei de la Agir, Societatea Politehnică, și Agirul și-a creat pe Bulevardul Dacia o clădire proprie, unde avem acum librăria, unde avem o operă murală foarte sugestivă și foarte apreciată de către cunoscătorii de artă, o sală mare de festivități, mai mare decât cea din Calea Victoriei și unde, cum vă spuneam, facem activitățile culturale ale cluburilor, ale cercurilor și așa mai departe. Și, avem două proprietăți. Agiru a mai avut proprietăți și în provincie, dar n-am reușit să le recuperăm pentru că n-am beneficiat de niște președinți de sucursale cu inițiativă. Vreau să-mi povestiți un pic și despre experiențele internaționale, pentru că știu că au fost foarte multe întâlniri și cu diaspora. Aș vrea să vă spun că pe timpul perioadei comuniste, noi n-am mai plătit cotizația la Federația Mondială a Inginerilor și am fost excluși. Eram membri. După aceea, am reluat activitatea la Federația Mondială a Inginerilor și la Federația Europeană a Asociațiilor Naționale Inginerești. Am făcut ședințe ale Comitetului Executiv în țara noastră, ale Federației Mondiale. Am ținut adunarea generală a Federației Europene Asociațiilor Inginerești. Am fost membru două mandate în Comitetul Executiv al Federației Mondiale a Inginerilor. Am fost membru în Comitetul Executiv al Federației Europene a Inginerilor. Avem activitate în secție, a făcut multe activități legate de cu temă tehnico-științifice împreună cu asociațiile inginerești din alte țări. Anual organizăm zilele cum să spun, inginerilor români de pretutindeni, unde vin ingineri de afară și în care părțim și vrem să învățăm din experiența lor din alte țări. Activitatea noastră, cum spuneam, pe linie internațională este foarte complexă și destul de dezvoltată. Nu pot să intru într-o serie întreagă de detalii, dar cred că v-ați dat seama că suntem apreciați pe plan internațional. Am avut și acum greutăți cu cotizațiile, le-am plătit, că anul trecut nu prea am avut venituri. Aș vrea să vă spun că pe noi ne preocupă și veniturile. Cotizațiile pe care noi le avem de la membri nu acoperă nici cât cheltuim să facem cu ziarul. Și atunci vreau să vă spun că înaintașii noștri au fost înțelepți. Spre exemplu, în Calea Victoriei tot parterul e în magazine, care este închiriat și aduce venituri pentru asociație. Și de aici plătim cotizațiile, de aici plătim angajații, de aici, mă rog, ne rezolvăm toate problemele de care aveam. Resurse, vă spun, e simbolică, de la cotizație e simbolică, cum a fost întotdeauna. Nici valoarea unui pachet de țigări pe lună nu este. Da. După acest model vreau să intervin și noi ne-am preocupat la Buzău să avem membrii din diaspora. Fizicianul Cătălin Daniel Constantinescu și doctor în inginerie electrică care lucrează la Centru de Cercetări din Marsilia. Avem pe Iulia Ivan la Paris și încercăm să dezvoltăm aceste lucruri tocmai pentru schimbul de idei cu exteriorul. Tot asta vreau să spun și eu că partea cu care contribuim noi este minoră prin această cotizație. Cel puțin eu sunt mulțumit că noi nu suntem restanțieri la acest capitol.
și că noi vrem în acest final de an să organizăm această manifestare dedicată Zilei Inginerilor și de asemenea vrem ca la sfârșitul lunii octombrie să organizăm un workshop pe probleme de tribologie al Academiei de Științe Tehnice. Tocmai să fim și noi pe același plan al politicii centrale a AGIR-ului din București. Ce se va întâmpla exact în Buzău pe 23 septembrie? Pe 23 septembrie, la invitația noastră, va veni editura AGIR și vom face o expoziție de carte foarte bine argumentată. După aceea urmează un concert al Orchestrei Inginerilor într-un format de cameră, cu speranța că domnul profesor nu ne va refuza și va veni să țină un mic discurs legat de importanța acestei zile și mai ales de locul agirului în această perioadă în dezvoltarea României. Eu cred foarte mult în formele asociative, nu pentru că am participat la ele și înainte din 1989 în formatul în care au fost, dar și din experiența pe care o am de afară, mi s-a spus întotdeauna că numai prin formele asociative poți promova anumite idei, anumite obiective care vrei să ți le realizezi, pentru că forța unei asociații nu se compară cu ce poate un om să determine sau nu. Și avem, știi foarte bine, Magda, la Buzău un exemplu în care nu putem duce la bun sfârșit o idee genială, zic eu, banca de gene, din anumite motive. Da, din nefericire, așa e. Poate până la urmă politicienii își vor da mână cu mână și vor reuși să facă acest proiect care nu cred că e doar pentru Buzău, e un proiect pentru întreaga țară. Da. Clar. Aș vrea să... Cred că o să-i acceptați invitația domnului Moraru de a veni atunci pe 23 septembrie în Buzău. Și dacă va fi așa, aș vrea să reveniți în studioul nostru, pentru că acum nu mai avem timp, dar mai aveam multe de povestit. Vă mulțumesc, da. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi și a fost o bucurie să ne revedem sănătoși și poate așa în următorii 10-15 ani să tot facem emisiuni, domnule Mihăiță. Sunteți de acord? Sunt de acord. Apropo de invitație, păi nu scap de dânsul dacă nu vin. Bun. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept cu mare drag și atunci. Și noi vă în mulțumim și în numele tuturor membrilor AGIR Buzău vă mulțumim pentru că vă dedicați mult timp, spațiu de emisiune pentru activitatea noastră. Mi-am adus aminte de tinerețe, doamnă. Da? Da. Mă bucur că v-ați simțit așa. Tânăr sunteți da, și acum. Tânăr. Sigur. Apropo, eu nu sunt bătrân, eu sunt longeviv. Asta, am văzut. E o categorisire, bătrân ești până la 90 de ani, de la 90 de ani ești longeviv. Așa este, da. Așa, am văzut o categorisire de făcut de un savant internațional. Oricum, foarte bună lecția pe care ne-ați dat-o astăzi. Apropo de longevitate, trebuie să contribuim și noi la asta. Da. Nu doar Dumnezeu sau genele, trebuie să muncim și noi astfel încât, așa cum mi-a spus, vă ține și mintea ocupată și corpul ocupat tot timpul. Să știți că viața și din acest punct de vedere e o luptă. E adevărat. Trebuie să lupți pentru... Vă mulțumesc mult să rămână, și mulțumesc. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit imediat Viața Buzăului fără perdea, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!